Aleșii locali Câmpulungeni s-au întâlnit astăzi în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Local. Pe ordinea de zi au fost propuse 14 proiecte de hotărâre, care au trecut de legislativ fără discuții suplimentare. Cu acest prilej, noul ales local, Sergiu Cicu, directorul Casei de Cultură Cedea Ricescu, a depus jurământul, înlocuindu-l în cadrul Consiliului, din partea Partidului Social-Democrat, pe Ciprian Neculescu, cel care, între timp, a fost numit subprefect al județului Argeș. Sunt semnat Cicu Sergiu Valeriu, consilier local, datul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, în conformitate cu prevederile articolului 117 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019, prin cod administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și prevederea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Câmpulung, județul Argeș, așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc, domnul Cicu. Cicu. Bine ați venit între noi. Vă rog, succes. Majoritatea proiectelor de hotărâre s-au referit la aprobarea proiectelor de infrastructură în zona de sud a municipiului și au trecut fără probleme de legislativ.